La bună dimineața! Pentru că suntem toți veniți, declarăm ședința deschisă. Referitor la procesul verbal care le-ați primit, dacă aveți ceva obiecțiuni. N-am apucat să le citim. Trebuiau trimise cu materialele de ședință? Așa s-a putut, dacă nu discutăm la termenul următor. Mai bine așa, da? Atunci dăm cuvântul domnului primar să ne prezinte. Ședința ordinară a Consiliului Local Balcani, din data de 28.02.2023, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate finanțate din bugetul Comunei Balcani. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor copilului și a regulamentului de organizare funcționare a acestea. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani și a listei de investiții pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcani. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al OAR Balcani pentru ședința ADA, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.02.2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a planului de urbanism general și a regulamentului local de urbanism aferent și prelungirea valabilității documentației de urbanism planul Cugu al Comunei Balcani a regulamentului local de urbanism aferent aprobat din hotărârea Consiliului Local al Comunei Balcani numărul 22 din 28.03.2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernitare drumul Sătești, strada Bolo, Carol, Albin, Dându Mării, Comuna Balcan. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30.09.22 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri locale în satele Balcan, cum a fost făcut frumoasă. Diverse. Raport. Avem prezentat raportul primarului și a aparatului special. Asta nu este de aprobat, mai prezentat în... Da, dar nu trebuie să aibă fiecare. Există la materialul de ședință și raportul primarului Comunii Balcan pentru anul 2022. Dar întâi trebuie să... Da, domnul președinte. Da. Să punem la vot ordine de zi. Păi, stați puțin, unde există? Că eu nu l-am. Există la material aici la noi. Deci nu există la materialul dumneavoastră de ședință, există adus în ședință astăzi. Și nu trebuia să-l avem și noi? Neapărat, deci să citi. Prezentăm. Și care vrea, îl poate lua de la domnul secretar. Dacă avem lămuriri, poate să fie publicat și pe site. Ați primit notificare de la prefectură sau cum? Nu, deci, de dar nu, dar asta se face și din care... Știu. Asta se face. Să punem la vot ordine. De cine este pentru? Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiectul privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Balcani. Cine se scrie la cuvânt? Obiecțiuni? Trecem la vot, supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor copilului și regulamentul de control funcționarea acestea. Scrie la cuvânt obiecțiuni. Este cineva? Supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nimic, tot pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani și a listei de investiții pentru pentru anul 2021. Nu pot să arăt și bine. Da, discuții pe latura acestui proiect. Domnul Barna. Da. Avem o rectificare bugetară prin care, dacă înțeleg eu bine, se alocă la nici o lună de zile față de buget reparații capitale acoperiș de rezidența Frumoasa. Ce înseamnă reparații capitale? Reparații la acoperișul de rezidența Frumoasa. Da, dar ce înseamnă? Ce aveți de gând să faceți? Și mai înainte, deci când s-a prezentat bugetul, da? S-a prezentat asta, să știa. Spuneți-mi ce aveți de gând să faceți. De la, o să fie schimbat acoperișul de la grădinița Frumoasă. De ce? Pentru că așa s-a cerut. Dar plouă. De cine? Plouă, a plouat bine, la mulți serpini, cum ar fi. Timp de ce este reparație. E de mult? Da, de cuța nea, de are 5 ani, 20. Așa. Da, au fost pus în discuții. Da, pot să termin? Da. Dumneavoastră ați alocat aici 260.000 de lei. Vedeți dumneavoastră? Să ne ajungă. Vedeți dumneavoastră, asta înseamnă o poziție constructivă. Eu v-am spus de la alegerile din 2016 că aveți o problemă acolo. Că plouă în clădire. Că aveți o problemă cu băile. Nu mai plouă. Păsați-mă să vorbesc, domnule. Vorbim de așa ca să... Vă rog frumos, suntem la ședință, ne vedem o dată pe lună, nu ne grăbește nimeni, nu știu ce aveți. Aveți răbdare, domnule primar. Răbdare. Ați văzut cum sună telefonul domnului Rață? Răbdare. Ascultați-mă. Pentru mine, ala. Păi a trebuit să... Luăm și noi lucrurile bune. Luați la unul mai în vârstă. Exact. Deci, cum spuneam, din 2016 eu v-am spus că avem acolo probleme. Și ca să fiu un ton cu știrile naționale, vă întreb. Dacă îți zgârii o unghie, îți tai mâna din umăr ca să-ți pui proteză nouă, sau dacă ți-o smulgi unghia respectivă, eu am fost acolo și am filmat. Dumneavoastră nu trebuia să așteptați 6-7 ani de zile și infiltrațiile respective să provoace dărâmarea tavanelor sau ce e acolo, ce problemă e acolo. Că am filmat. Acolo este următoarea problemă. Indiferență, incompetență și nesimțire. Pentru că... Scuzați, domnul Barna, că vă... Lăsați-mă să termin. Dar vă jignit așa, să vii aici și nu jignești pe oameni. Pune cu pământul. E nu așa. Nu jignești pe oameni. Spune ce ai de spus și gata. Nu vii. Dar nu mai jigni. Ai voie să crede, dar nu să jignești. Acum au spus directul, acum au făcut. Spune de ce e de făcut. S-au făcut și gata. Ușură, pe asta încerc să vă spun. Ei, dar voi să jignești. Păi da, dar jignești când vorbesc. Cu ce am jignit? N-ai voie să jignești. Dar cu ce am jignit? Ei, dar dacă nu pricepi, am ce să-ți fac. Și pe cine am jignit? Ei, am o să bun de povestea de 5 ani. Vă mulțumesc cu liniștea mea, nu cu zgomotul. Am înțeles, să supune supraaprobare. Da. Domnul președinte, nu se supune. Poți să termin? Da, vorbesc 10 minute, numai tu. Poți să termin? Ceea ce fac eu este punct de vedere argumentat prin exemplu. Dacă dumneata insiști să te înscrii în categoria analfabeților funcționali care nu înțeleg ce se spune. Băi, dacă tu ești așa deștept, de ce vii din proști ăștia? Noi suntem toți proști, de ce vii aici? Dacă noi suntem toți proști. Ei, nu, tu ne faci așa pe toți. Ușurel că răgușire. Acolo trebuie să iei legătura cu domnul director. Eu te-l sfătuiesc deja un psiholog. Domnul președinte, poți să termin? Da, da, spune ce aveți de spus. Vă rog frumos, interveniți, nu-i mai lăsați să lucrurile. Ei, da, vorbești numai tu. Domnul,
De fiecare dată cine se înscrie la cuvânt are dreptul la 5 minute. Așa. În 5 minute poate să spună exact ce are de spus. Exact. Fără că nu-i frumos. Eu n-am jignit pe nimeni. Câte minute mai am, domnul președinte? Câte minute mai am, domnul președinte? Două. Nu, nu sunteți președinte, domnule. Ba da, sunt președinte. Lăsați bășcălie. Da, ați vorbit jumătate. Băi, aveți jumătate. Bun, două minute, da? Mă bucur că vă înregimentați în spatele domnului Zimă. Vă face cinste, având în vedere trecutul glorios. Bun, cum spuneam, acolo sunt alte probleme. Și nu îți tai o mână să-ți pui o proteză nouă pentru că ți s-a smuls o unghie. Acolo trebuia intervenit la timp, prompt, și nu trebuie schimbat acoperișul, pentru că structura din lemn este în stare foarte bună, am fost și am filmat și știu despre ce vorbesc. Tabla este din aluminiu și având în vedere lucrările făcute de dumneavoastră, eu sunt sigur că va fi făcută mai prost decât este cea actuală. Da, știu. Dar, vă rog frumos, nu mă mai întrebați, vă rog frumos, un pic de ce. Dar, eu înțeleg de ce faceți dumneavoastră marea... cum ați scris dumneavoastră aici, reparație capitală, pentru că dacă faceți o intervenție punctuală acolo, n-aveți lângă ce să vă faceți poză pentru la anul. Nu mai aveți posibilitatea să aburiți oamenii care merg pe stradă și să vadă, vai ce lucrare frumoasă a făcut domnul primar cu 2.600.000. A, nu e 2.000.000, posibil mai drept pentru mai care eu cred că ar trebui să nu mai irosiți banii comunei. Dacă vreți să suplimentați bugetul școlii, aveți o notă de fundamentare făcută de școală și puteți să vă ocupați ca din școală să nu mai lipsească hârtia igienică și săpunul. Că eu am trei copii în școală. Treaba primarului, păi nu, lipsesc din lipsă de fonduri. Treaba primarului, au fonduri. Școli. Domnul președinte, păi dar nu, m-a pus pe mine de hârtia igienică de la școală. Domnul primar, domnul primar, înțelegeți ce vă spun? Nu înțeleg. Dacă vreți să fundamenta, dacă vreți să suplimentați bugetul școlii, suplimentați-l pentru ca școala să aibă bani pentru. Au bani pentru. Nu au, am trei copii în școală, lipsește mai tot timpul hârtia igienică. Săpunul. Are bani. Școlile a patru pentru copii și pentru profesori. Reparați treptele la loc de la Ludașcă, și rup copiii gâtul pe ele. Au trecut minute. La divers să discutăm. Nu, chiar păi discutăm de suplimentarea fondului școlii. Aveți dreptul, domnul Barna, dacă să fiți de acord sau nu. Sau să vă abțineți. Da. Deci, nu, eu sunt de acord, dar să fie folosiți cum trebuie. Mai are cineva ceva de spus? Eu nu înțeleg de ce nu aveți răbdare și de ce nu mă lăsați să vorbesc. Dacă te abați de la proiect. Nu mă abat, domnule, chiar nu înțeleg. Ce ați treabă are hârtie igienică cu... Da. Deci, da. Era vorba mai de acoperit că... în 2016, spuneți dumneavoastră, care până acum nu s-a reparat, dar se repara acum, uitați. L-am mai cârpit, când într-adevăr a plouat, l-am cârpit ca așa, acum, dar discuția a fost între mine și domnii directori și părinții la școală, că trebuie schimbat acum, nu fac de capul meu. Da. Nu vine acuma... niciun părinte să spună că nu are hârtie igienică la așa. Nu-i treaba la primarul. Este pentru că nu au fonduri. Au spus în nota de fundamentare că nu ajung banii. Anul ăsta școala... Plătiți naveta cadrelor didactice. Cum să cumpere aceste lucruri dacă nu au bani? Nu au fonduri. Păi, au fonduri. Bine, când ai aprobat tu, aproximativ 14 miliarde... cheltuiți, să cheltuie în școala, în Balcani. Da. Anul ăsta, apare, nu sunt fonduri. Da. Bun. Bine și pentru că dumneavoastră cuvântul pe care l-ați luat, de la început ați jignit pe ce? Primar și pe cei doi directori. Cu ce am jignit? I-a făcut nesimțiți. Eu nu știu ce înseamnă. Da, dar spus dumneavoastră. Nu, am zis că este vorba de indiferență și nesimțire. Păi dacă n-ar fi vinovat să nu se simtă, domnule. Păi stați puțin. Înțelegem textul sau nu? Domnul profesor, pardon, învățător. Pentru că trebuie să vă spui. Iar nu înțelegem ce discutăm? Pentru că s-a expirat timpul, supune la vot acest proiect. S-a expirat timpul? Da. Cine este pentru? Da. Abținere împotrivă? Păi ar trebui să fie împotrivă, că dacă tot a
Nu, nu, eu v-am spus. Domnul Pavel, dar înțelegeți discuția? Sau voi întrețineți? Păi da, tocmai. Gata, au trecut. Dar nu înțeleg despre ce deci, vorbesc. Aia e problema. Gravice a statului de funcție aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. Cine scrie la cuvânt? La ce punct? Obiecțiuni? La ce punct? Organigram. Nu particip la vot. Nu particip la vot. La organigram. Da, la punctul 4, da? Da, domnul Barna. 5 minute? Da. 3. Bun. Nu durează 5 minute. Stați liniștit, domnul președinte. La organigram. Avem o angajare fictivă aici, cu care eu nu sunt de acord. Am avut și în trecut, avem și în prezent. Aveți un post aici, cabinetul primarului, consilier personal, văd că scrie aici în persoana domnului Ivo Ioan de la Ludaș, care eu de peste un an de zile nu l-am văzut la ochi. Am venit frecvent prin primărie, nu l-am văzut. Ai venit frecvent? Iar sunt întrerupt. Vă rog frumos, domnul președinte, puteți stăpâni ședința? Dacă minți... Puteți stăpâni ședința, domnul președinte? Ba poate, dar nu minte, domnule. Domnul primar, sunteți președinte de ședință? Când filmează, asta e opțiunea. Lăsați-o să vorbească. Domnul primar, domnul primar, dumneavoastră vorbiți de adevăr? Da, nu vă e rușine? Nu vă e rușine? Nu mi-e rușine că vorbesc bun, adevărul plătiți? Numit și nu manipulez oameni. Nu manipulez, domnule. Ba da, manipulez oameni. Păi și cine a vorbit mai mult? Eu sau domnul? Păi vorbește ce trebuie. Ce trebuie? Ce trebuie, poftim. Noi suntem moldoveni și... Dar nu, dar el... Nu e vorba de moldoveni. Că am zis... Domnul președinte, domnul președinte, dați să-l termin? Da, dar văd că... Că ce? Vă certați în loc să... Nu, eu nu mă cert. Dacă n-aș fi întrerupt, aș putea să termin în două minute. Da? Aveți un post bugetat, fictiv, bugetat și plătit din bugetul Comunei la Balcani, plătit de locuitorii Comunei Balcani din taxele și impozitele pe care le plătesc primăriei, cu care eu nu sunt de acord. Că nimeni nu l-a văzut în primărie pe domnul Ivu de peste un an de zile. A venit la 2-3 ședințe ca și consilier și a dat demisia, a mai venit odată și la revedere. Da? Să vă fie rușine, domnule primar. Da, asta e, mulțumesc. Păi da. Să vă fie rușine. Da, că n-are nimeni curajul să vă spună, e altă problemă. Da, altcineva. Da. Drept pentru care noi ne vom abține la organigram. Da, nu e nicio problemă. Știu că nu e nicio problemă, domnul Cornel Găbureanu. Da, ca să vă citesc. Două luni în concediu medical. Ca să vă citesc. Domnule, vorbim de un an de zile, peste un an de zile. Au mai venit. N-ai venit tu atunci. Dacă veni atunci cu filmatul, vedem. Așa cum ai venit. Unde n-am venit? La primărie. La primărie era mereu aici, odintr-una vina de asta aici. Da? Domnul, știți că minciuna e penală, domnul Găbureanu? Păi dacă e adevărat, omul medical, l-am întrebat, am fost la magazin, de ce nu vine? Sunt medical, are medical. Ați fost la magazin, dar de ce nu l-ați întrebat când a fost el în primărie? Atunci era în activitate, când am venit eu. Vedeți cum vă dați de gol. Era în activitate atunci când am vorbit cu el. Nu mai mințiți. Nu te băi de aici, nu mai țipați. Nu mai țipați. Tu faci vizit. Tu minți, așa ai mințit în toate filmările, că am văzut filmările. Dar de ce țipați? Domnul Cornel, n-auzi de aproape. N-auzi de aproape? Dacă aveți dumneavoastră o problemă, nu avem problemă. Da. După cât țin eu minte, a fost Curtea de Conturi. Da, nu? Care primul lucru care îl controlează e modul cum se cheltuiesc banii la nivelul primăriei. Așa. A spus ceva în procesul verbal care a fost încheiat ulterior că domnul iese fost fictiv și domnul iese plătit degeaba din fondurile primăriei. Ați găsit undeva? Când a fost Curtea de Conturi? Anul trecut. Da. Aveți răbdare. Și nu era angajat? Că vor mai dar nu era angajat. Aveți răbdare. Aveți răbdare că a făcut javi peste tot. El crede că știu. Deci, în cine să am încredere? În ceea ce spuneți dumneavoastră sau Curtea de Conturi? Eu cred că în Curtea de Conturi. Da. Cu asta am încheiat. E bine. Că-i părerea dumneavoastră. Înseamnă că avem un om invizibil, care este în același timp și în Dugheana Nouă de la Pârjol și în Primăria Balcani. Da? Deci, nu știu. Da, asta e părerea mea. Domnul învățător, sunteți penibil să susțineți așa ceva. Când domnul Ivu n-a călcat de peste un an în primărie. M-aș jigni cu ceva eu?
Dar cu ce v-am jignit? V-am zis că sunteți penibili. Păi da, să susțineți asemenea minciuni. Să ridicăle și tu. Dacă nu mă o să-i zic că nu am și eu ceva. Eu pus fix în mână. E tot mă jignit. Ați greșit. Referitor la acest post. Domnul Vici, referitor la acest post, domnul Barna, de acest post, normal și de drept trebuia un proiect de hotărâre pentru a fi aprobat în Consiliul Local pentru a fi acest post de consilier. El a fost trecut pe organigramă, bănuiesc că în locul administratorului public s-a format acest post, care într-adevăr și eu personal aș spune că nu justifică locul, pentru că primarul, dacă e primar și ales, eu știu că e capabil să ducă toate întreprinirile. Domnul Gânga, nu mai prindeți președintele ședinței. Nu contează. Grijă ce nu contează că da. Nu mai e prind, că nici eu nu sunt de acord cu postul ăsta de consilier, pentru că e vorba de aproape 1 miliard care se duce anual, 4 miliarde, asta ar fi o grămadă de liguri făcute în sec. Bănuiesc că de asta nimeni nu se face în zona Ludașului liguri, pentru că se duc niște bani într-un post care nici eu nu-l văd justificat. Supunem la vot. Cine este? Domnul Gânga, felicitări! Supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Cine este? Cine este? Dar nu trebuie să-l văd. Sunați-l pe domnul. Acum v-ați trezit. Păi dar de ce acum cum s-o păi făcut? 7. Nu trece organigrama cu 7. Sunați-l. Da, până acum a mers. Când era și cealaltă și cealaltă plecat, mergea. Băi, acum mai merge. Dar e vorba de organigramă și trebuie. De acord, domnul Gânga, de acord. De acord. Domnul Cornel, când e vorba de organigramă, nu pune motive, trebuie votat. Vă dați seama ce vreau să faceți, domnul Cornel Găboreanu? Domnul Cornel Găboreanu, chiar nu există lege, care telefon, că nu răspunde. Da, 2 să abțin. Nu 2, 3 să abțin. Nu, vorbeam din domnul Rață și domnul. Mai facem o ședință. Cine este? 7. Puneți 7 s-a votat pentru organigramă. Dar nu știu dacă țineți. Eu am văzut 8. Împotrivă. Care? Nu ați văzut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. 7, 8. 9. 9. Păi da, ridicați. Păi da, ați văzut. Păi nu erau ridicate toate. Împotrivă? Au greșe și ei. Împotrivă. Cine este împotrivă? Abțineri? 4. Păi nu vă iese. Păi nu iese. Păi sunt 8, iar. A, da, da. No. Sau 9. 9 sunt iar. Eu de principiu am discutat. Adică să merge tot timpul că tu ai stai de mână. Ok, ok, ok. Nu e nicio problemă. Adică, dar acum nu mai, după cum bate vântul, hai să fim serioși, știi, nu? Hai să respectăm regulamentul. Nu? Dacă nu o înțelegere. Păi a fost o înțelegere, nu-i da, așa știu. Da, da. Oare înțelegere nu are de casă mâna partea stângă? Nu mai arată. Merge, merge. Bun. O trec. Trecem la numărul 5. Proiectul privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal a luat Comuna Bacan pentru ședința alea SC Compania Regională. Da. Cine este la cuvânt pe latura acestui proiect? În fiecare lună. Domnul? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri toți pentru. Proiectul de privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a planului de urbanism general și a regulamentului local de urbanism aferent și prelungirea valabilității documentației de urbanism al Comunei Balcani. În discuție. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? La cine? Domnul Barna acolo? Da. Pentru toți. Împotriva obținem. Pentru. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiv modernizare drumul strada Golo, Carol, Albin și Lângul Moare.
discuții? Da, vreau să... A cineva? Are cuvântul domnul Leahu? A, doar fac, vreau să fac o precizare. Ceea ce a spus dumneavoastră. Chiar acum a pilotat și face din. Azi că am văzut eu ce lucrurile să faci pilul, da. Dar ce vreți să fac? Spuneți la diversă, nu aici. Discutăm din... Nu, dacă vreau... Da, știu. Ai când vă plac dumneavoastră, să ai ceva. Ca dumneavoastră vă plac? Pilatul acestui proiect, discuția. Mergeți cu mine până acolo? Domnul Rat. În pantofi? Da. Domnule învățător. Noi o lucrare acolo, să terminăm. Și până la lucrare. Să terminăm lucrarea. Domnul Barba. Am așteptat 3 ani și am văzut ce lucrare ați făcut. Doar atât. Am citit procesul verbal și e ok. La doleanțele care le-am ridicat eu în ședința trecută, s-a spus așa, anul acesta le facem. Ok, da? Sunt de acord cu ce. Nu? Domnul, doamna consilier, nu cu urbanismul. Nu-i la cultură? Nu-i vorba de modernizare. Vreau să vă reamintesc de zona aia de pe Valea Frumoasei. Cu un parapet de anelor. Și cum am spus că a fost un accident. Nu e o lucrare mare, vis-a-vis de Gigel, pe Vale Supercantină. E șanțul ăla foarte adânc și acolo e riscat, faci un copil și a doamne ferește și acolo. De avut în vedere. Da, eu chiar mă, nu mai doar, eu chiar mă bucur că se face ceva în comună și când văd. Am văzut aici că sunt 4 străzi la Frumoasa, mai este prins în bugetul local încă o stradă. Dar ar fi asta mai frumos când văd și la Rudaș și la Schit prinsă din bugetul local. Nu, e vorba de bugetul local. Păi aici văd 41 de miliarde din lege vorbesc. Sunt total 840 de metri liniari și mai este și drumul ăla care s-a prins în bugetul local. Aș vrea să vă uitați și la restul. Cum era și, de exemplu, la Rudaș, pentru că aparține tot din comuna Balcani. Schitul Frumoasa, când împărțăm banii de la buget, se împărțăm pe câmpi toți. Eu înțeleg că sunteți din Frumoasa. Dar nu, așa îi, că tot vorbesc. Dar aici stătea bine la o stradă și la Rățăn, de exemplu. Nu, facem 4 străzi la Frumoasa. Puteți face 2 la Frumoasa, 2 la Schit. Eu asta v-am spus, să țineți cont în viitor. Anul trecut am făcut Gideon, nu l-am făcut la Frumoasa. Am făcut și la Frumoasa. Anul trecut n-am asfaltat. La Balcan Margini am asfaltat 3 drumuri anul trecut. N-am făcut la Frumoasa. Ulițe, nu drumuri. Da, bine, ulițe, cum spune domnul. Deci anul ăsta au rămas, bine, nu găsesc foaie, chiar spun. Nu, spuneți în general. Avem următorul proiect în care sunt celelalte drumuri în proiectul mare. Astea 3-4 drumuri au fost prinse în proiectul de la Angel Salini. Și de asta le asfaltez acum. Am prins bani și nu sunt 40 miliarde, adică e până pentru un drumul de clar. Unii 40 miliarde. Și trebuie aici și a trecut. Și până în 9 miliarde și ceva, da. Deci, drumuri, eu mă bucur când până se fac. Mă bucur și eu când mă bucuram. Dar începând de la drum de aici și de la Balcani, nu mai sunt uliți până la luăm pe Coma, pe partea aia. Tot oameni și aia. Păi, dar tot oameni, dar anul trecut am făcut acolo. Eu vă spun la Ludar și la lucrări o să fie. Avem diguri anul ăsta la Schitul, atunci să văd, mai ridici problema? Când deci îți fac diguri numai la Schit și nu îți fac în altă parte? O ridic și atunci. Eu ce-am putut la vedea când au venit ăștia la Canal D, mi-a făcut cruce. Da, ai văzut și-o filmat? Am văzut, ce-i mai rău. Unii mai rău, dar trebuie să putești așa. Dar nu-i drum public, l-au filmat pe undeva. Am văzut, nu, dar în viitor. Ăștia are numai părțile, da. Da. Supunem la vot. Domnul primar, ulița bisericii nu este... Cine este pe? Ulița bisericii de la Pădurii, care vrei tu să faci... Cine este domnul? Stați un pic. Da. A zis că nu-i drum public ulița bisericii. Acolo au filmat cei. Nu, au filmat drumul ăla care oamenii... Care? Care au filmat ulița bisericii. Deci nu i-a spart până la deal? Nu. Cum mi-a spart până la ultima casă, bă? Tu ai fost acolo? Nu, eu am fost, da. Ai fost. Dumneata ai fost? Eu am fost un studiu ori acolo, tu n-ai fost. Eu n-am fost. Este asfalt până la ultima casă, de acolo e drumul care duce la... Atunci băi, stai singur, nu mai povesti, tu nu mai povesti. Cine este pentru, am spus? Domnul Varda. Da. Să-ți văd mâna, sunteți împotrivă? Nu. Toți pentru.
Acolo nu-i drum, e o uliță care duce în slab. E o uliță între grădini. Între grădini. Da, 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 am zis. Doar lumea vede, să faceți de râs. Iar domnul ăla care l-a pus domn Barna să... Nu l-am pus eu. L-a îmbătat domnul Barna. Nu l-am pus eu. O caz balastru din drum în curte. Da. Și atunci confirmat, adevărul confirmat unui mai. Da, da, da. Am toate legătura care a vorbit-o cu domnii de la canal vin. Și au zis destule de domnul Barna, dar nu vreau. Toate la timpul lor, toate la timpul lor. Trecem la următorul proiect. Da. Prelurile privind completarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorului tehnico-economic și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul local în satele Balcan, frumoasă, schietul. Da, domnule, da, da, așa din Anghie Sarini, e altceva. Dar nu, nu, e vorba, eu am zis de bugetul local. Dar da, nu i-am zis, dar n-am prins astea patru drumuri și am prins pischitul. Bun, aici. Am prins căpățâna. Dacă o luăm din Anghie Sarini, din 4,8 km, după cum am văzut de drum, frumoasa câți kilometri are făcut? Nu, uite, vă spun imediat. Păi spune. Drum se atest strada Prteanu, ăsta am făcut-o. Mitran, dispensat, David, Ceasă și Cos Ferenț, Bârnatior. După aia e fiind la dispensar care Prundului, Cantină care s-a făcut, Ilica și Hornului. Nu este că bun. Trecem la diverse, la Nu copii, doamne, se întâmplă ceva. Am diferit, eu sper să fim toți sănătoși. Noi avem proiectul, avem bani, avem tot, acum dacă nu se prezintă... Alea că nu-mi plac umbări legături, nu mă vorbiți. Dacă nu se prezintă nimeni la licitații, poți să... De exemplu, la apă și canalizare nu s-au prezentat nimeni la licitații. La noi? La noi? De județ, vreau să spun. La diverse... Iar la Balcan se prezintă, sigur. Poate acum, la licitații. A, nu, apa, da, e altă. Ne bucurăm că avem printre noi o persoană destul de activă, domnul Nicior Bierța, care... La început trebuia. La diverse am o propunere. Da, da, băi, e zdrav. Vreau să iau eu primul cuvântul ca să nu intervin cercul și astea să vor... Da, spuneți, domnule, și așa vă dădeam prima dată, că la urmă... Cu așa poate vă certați, nu mai ajungeți la un consens. Despre ce e vorba, poate știți. De vreo perioadă, de vreo 10, mai bine de 10 ani, eu mă ocup cu promovarea, în special a Satului Frumoasă. Acum ne Balcan, îmi permite posibilitatea să mă deplasez, ne avem permis, în fine. Aveți un puternicier și ceva de la cineva dacă vă ocupați? Poftim? Sau e un hobby? Aveți e un hobby. Ah, e, da. E un hobby, da. Nu-mi trebuie un puternicier. Când e hobby, nu, dacă îmi spuneți că e în puternicire... N-am zis în puternicire. Da, exprimă-te corect. Bun, că n-am zis în puternicire. Ai zis. N-am zis. Bun, eu mai departe. Eu n-am zis lucruri de puternicire. Bun. De vreo 4 ani studiez la Cluj, poate știți lucrul ăsta. Și de când am plecat de aici din zonă, mi-am pus în gând și am găsit înțelegere la Universitatea la Babeș-Bolyai, tot la promovarea zonei Satului Frumoasă. Am făcut o monografie. La monografie, logic, trebuie să punem accent pe elite. Bine, campania de promovare am făcut-o, nu știu, nu m-a plătit nimeni. Aici e vorba de investiții proprii, susținere financiară familială și tot așa. Nici n-am cerut, nici n-am acceptat, dacă a fost. Acum vreun an, domnul primar spunea că se face un nou nomenclator stradar. Și mi-a cerut lista personalităților. Personalitate care nu mai este printre noi. Și m-a mirat că nu ați fost, că n-ați amintit deloc în ședința aici. E cam dureros. A fost domnul Țepeș.
născut la 19 iulie 1938, am murit în 15 februarie. Atunci când... Domnul Scorțanu, domnul Bălăiță, deci să-i pâniți, nu? Nu? Poate îi pâniți pe aceea. Eu vorbesc de satul frumos. Așa, de, eu nu întrerup nimeni, vă rog să... Domnul Țepe și din Balcani. Mă documentez. Domnul Țepe și din Balcani, a fost și mormântat la Balcani. Bun. Mă documentez. Nu, eu întreb ca să... pentru cultura mea generală. Bun, eu v-am ascultat, nu știu... Eu știu că la într-o ședință, la, când se merge undeva, dar bine, e și la Parlament, ăsta e un Parlament redus, să respecte cuvântul celui care vorbește. Păi eu de când am luat cuvântul, tot mă derubesc, nu știu. La diverse se mai permit. Problema. La diverse. Știți adică cum e, domnul? I-am dat o grămadă de examene. Foarte și bine. Eu făceam o expunere. Mă ascultau profesori universitari, academicieni. Serios? Serios, da. Dar la lansarea cărții am avut un academician. Căutați pe net. Da, așa la personalități, ceea ce am fost diriginte? Nu, nu mi-a fost diriginte. Sau profesor. Așa, stați, hai să terminăm ideea. Dacă nu mă, în 5 minute nu mă încadrez. Asta, că le intimidat după asta. Mi-a cerut domnul primar, am fost la arhive, am căutat. Și am să dau nume de personalități. V-am zis, m-am ocupat de casă frumoasă. Între personalități, aș aminti, nu se poate să nu încep cu părintele Ciciu, 24 de ani baroc la frumoasă. Părintele Nicolau Ioan, 46 de ani preot în Comuna Balcani. Știați, domnul Bucătaru, așa. Sandu Romeo. Sandu Romeo, da. Bine, eu am toți acum... Bun. Păi, haideți să decidem cine vorbește până la urmă. Dacă vreți să mă derupeți, vă rog să vă adresați domnului Gânga, mă derupeți. Așa. Bun. Voi vorbi un pic de personalitatea domnului Țepeș. Asta a fost și scopul meu să fiu aici. Mulțumim. Așa. Bun. Deci domnul Țepeș a fost directorul școlii. Din frumoasă, în perioada 1960, imediat mă încadrez, cum fac propunerea imediat. 74, 89, 98. Și o să respect un termen. Bine, dar punem 5 minute cu fără de loc. Alte personalități, ce mai zic, care sunt în viață, domnul Șoară Emilia Boașa, care e aici, Muza. Și ca atare, propunerea mea... Domnul primar, n-ați spus via. Propunerea mea... Nu știu, pun întrebarea dacă am făcut binevenind de sau nu. Chiar sincer vă spun. Nu, dar și domnul, doamna Emilia și domnul primar. Lăsați-l, domnule, e propunerea lui. Nu, dar mi se pare corect. Adi, stați să nu mă spune. Lăsați-l, stați să spune. Spune-ți, băi, să iei de cușor, nu știu ce ai spus. Spune-mi. Nu, că nu vă pierd. Dar nu mai pot să vorbesc așa. Într-o expunere așa să vorbesc, mă. Unul vorbește și au unul îmi pui întrebări. Mă, nu sunt de acord cu tine pentru asta. Nu sunt de acord cu tine pentru asta, nu mă întrerup. Așa se face într-un stat civilizat academic. Dacă vrem să facem la piață, mergem la intrăm în piață și vorbim. Țipăm, ca țațări. Scuze de termenul că nu vreau să folosesc. Așa, propunerea mea ar fi următoarea. Ca să încheie și mă încadrez, cred, în timp. Având în vedere, mi-am propus din ziua în care am aflat că a murit, că a format zeci de generații de copii și contribuția lui la învățământul din localitatea frumoasă. Eu am colaborat mult cu dânsul și mi-a spus greutățile când copiii de la frumoasa romano-catolici nu știau românești. Și sunt și alte documente care spun lucrul ăsta. Propunerea mea ar fi asta și vă rog, pun accent pe consilierii din zona frumoasă, ca strada parcului să se numească strada Vasile Țepeș. Asta e propunerea mea. Pentru asta am venit. Noi lucrăm la nomenclatură, avem toți preoții, dar noi am mai discutat înțeles. Chiar cu domnul propunerea mea, fiind domnul cu televiziunea, da. Propunerea mea, ca lumea să perceapă un adevăr real. Eu am să vin la Consiliul Local, când vin cu propunerea pentru străzării. Dar de ce să nu votați acum? Să vedem. Deci dacă nu vi se aprobă... Nu se poate. Nu se poate.
Asta e proiect de hotărâre. Cine face proiectul de hotărâre? Nu eu trebuia să viu cu ce? Nu, ai venit cu propunere. Tu ai venit cu propunere, întocmesc documentația. Dar fii sigur. Da. În baza la propunere. Fii sigur, fii sigur că o să vin cu propunerea asta, cu proiect de hotărâre, cu propunerea asta în Consiliu. Când veniți, eu am făcut propunerea. Și ca atare, eu am obligația să-mi apăr propunerea. Deci când vor fi discuțiile pentru pro-contra, vreau să fiu prezent. Deci încă o chestie, vorbim de oameni, nu de semizei, nu vorbim de mituri sau mitologie, vorbim de oameni. Domnul Țepeș poate a fost om, a avut poate greșeli, nu știm, adică fiecare a avut conștiința lui, dar eu am zis că în contribuția lui la învățământul din localitatea frumoasă, știți când ați venit și v-am spus, eu vă recomand strada asta să o numim Părintele Ioan Ciceu, Nicolau. Așa le-am trecut, dar trebuie aprobat în Consiliul Local, acolo se discute. Noi am trecut cum am vorbit, cu tine, cu domnul Țepeș, cu cine am mai vorbit prin comună. Da, aprobat sigur, nu are nimeni nicio... Asta e părerea. Dar nu are nimeni nicio... Nu cred că va fi cineva împotriva. Nu știu, eu mi-am făcut datoria pentru că vă spun sincer. Dragostea față de istorie o am avut, bănuiesc, cred, datorită povestea. Da, trecut, da, cum făcea ora, un profesor, eu așa consider, deci un profesor nu face meseria de profesor. Nu, nici preotul, nici până la urmă, oricine meseria lui, își face o vocație. Vocație didască. Și l-a avut lucrul ăsta, a avut de vocație. Nu va să contrazică nimeni să spună, stai mă, că domnul Țepeș sau ori când vinea, spunea nu știu ce. Da, domnul Nicușoare, noi te felicităm că ai venit în Consiliul Local și îmi place ceea ce ai făcut, mai ales filmările care ai promovat zona aia și ar trebui toată zona, numai frumoasa. Deci, domnul primar, ține cont, o să votăm, nu o să fie în discuții. Încă o frază, dacă îmi permiteți, n-ar fi rău, pentru că domnul se vede prea de gând. Eu aș putea continua munca lui, dar asta e o idee de viitor, acum nu vă ce-a prins în examene. N-ar fi rău să facem o monografie a Comunei Balcan cu obiectivele cum sunt. Avem biserici foarte vechi. Avem lucruri frumoase în comună care ar trebui frumoase biserica din Sfântul Creazul. Este făcut. Da. Unde e monografia? E du-te la domnul Marcu de la Măsești. Am citit. Domnul Nicușor, mai aveți ceva ca să-mi primul la... Am citit. Lucrează domnul Șova. Alușova, da. Direct. O monografie generală, nu monografie. Da. Toate comune. La primărie am fost cu dumneavoastră la Bacău, la Arhidia. Da, e diplomată. Da, dăm cuvântul doamna Arsene. Mai aveți ceva de spus? Vreau să zic că când am plecat la o monografie, la frumoasă mă refer, căutam și o monografie pe net. Și din una în alta ajung la bibliotecă la Balcani. La Balcani, scuze, la Bacău, la Sturda. Și acolo intru și zic, deci pe catalog dați monografia Comunei Balcani. Într-adevăr, am găsit câteva monografii. Păi, domnule, nu putem să tot dăm. Zic, nu-i nimic, legea așa spune, eu n-aveam timp, trebuie studiat un document, o monografie, nu poți să o citești. Păi, domnule, n-ai voie să faci poze. Păi, de ce? Legea 8. Și am luat monografia, sunt monografii care le-am găsit eu. E posibil să fie altele, mai așa. Dar o monografie trebuie rezumată cam de la 300 de pagini scrise în sus. Hai, sub 50. Păi, stai un pic, dar am înțeles, domnul Gomea, că niți înțelegeți... Da, trebuie de... să... De modalitate. Prin cheiere, ce aveți, domnule? Termenul academic, domnul Jarci. Termenul academic. După ce am ieșit la pensie, am învățat ce înseamnă termenul academic. Domnul Nicușor, eu am ieșit la pensie. Încheiați ca să termin. Prin cheiere, mai aveți ceva de spus sau nu? În măsura în care am fost lăsat, am cam spus tot. Nu, dar termenul e cam limitat la fiecare, pentru că și colegii mei... Da, tu vorbeam, eu... dar nu vreau să spun... Eu știu să vorbesc, deci în momentul în care mi se spunea ai 10 minute, vorbeam 10 minute. Mi-a spus 5 minute, aș fi vorbit de discursul de acasă, l-am pregătit pentru 5 minute, știam regula. Dar dacă nu m-ați lăsat, s-o prelungi, nu a fost vina mea. Domnul Barna. În 5 minute terminam discursul. Dar nu-i nicio deci problemă. Discursul pregătit de acasă era gata în 4 minute și vreo 20 de secunde. Ideea că am înțeles și vrei să spui, o să te invităm
când o să aprobăm nomenclatorul stradar în ședința cum să nu fiți, dacă se propune așa un... Vine cu pregătire la inițiativă, ne ați spus să fiți. Nu, are cuvântul doamna secretară pentru a prezenta raportul domnului primar. La comunitate? Domnul de la Vimine Tuita. Fi 2020. Da, nu, dar întâi să dăm... După aia, doamna secretară. Aici la material am adus două rapoarte. Raportul domnului primar pentru anul 2022 și raportul privind analiza stabilă de deschidere a datelor în registru agricol. O să începem cu raportul domnului primar și care menționează în felul următor. În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin în calitate de primar al Comunei Balcani, conform codului administrativ aprobat prin OUG 57 pe 2019, vă prezint raportul de activitate pentru anul 2022, prin intermediul căruia voi dovedi că îmi doresc o comunicare deschisă și transparentă între primărie și cetățenii Comunei Balcani. Obiectivul nostru al administrației locale este de a soluționa și a gestiona în numele și în interesul contribuabilului lucrările publice în condițiile legii. Acest raport reprezintă mijlocul prin care cetățenii sunt informați și pot urmări obiectivele propuse, respectând principiul transparenței decizionale. Misiunea primarului și a angajaților primăriei este de a contribui la dezvoltarea rurală a comunei, dezvoltarea economică, precum și preschimbarea în bine a mediului social. În calitate de primar al Comunei Balcani, am impus ca întreaga activitate să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care toate dispozițiile pe care le-am emis în 2022 au primit viza de legalitate din partea instituției prefectului, județul Bacău. În ceea ce privește gospodărirea comunei, am beneficiat de sprijinul necesar al aparatului propriu din primărie, precum și a cetățenilor Comunei Balcani, cu care am avut discuții pentru cunoașterea problemelor care îi preocupă. Conform bugetului aprobat cu majoritatea consilierilor, la capitolul dezvoltare, proiecte, investiții și finanțări, am finalizat proiectele din anul precedent și am început altele noi, pe care vi le aduc la cunoștință și aici urmează aceste proiecte. Modernizare drum local strada Filip, modernizare drum local strada Filip Frânțeni, modernizare drum local strada Cantină, drum local strada Mircica, achiziționare dispensar modular și amenajare cabinet medical, modernizare rețea iluminat public, modernizare străzile, Brutăriei Balcani, Bisericii Balcani, Școlii Balcani, Cumărie Frumoasa, La Cimitir Frumoasa, Valea Frumoasei, Șurin Frumoasa, Coman, Schitul Frumoasa, Căsoasa, Schitul Frumoasa, Știrbăți, Schitul Frumoasa, linele 1-4 și 4 Ludaș. Lucrări de amenajare parcare Biserica Schitul Frumoasa, amenajare platforme pentru containere gunoi, amenajare teren sport la Școala Balcani, amenajare parcare și dig apărare la Biserica Rățeni, renovare parcare la Biserica Catolică Frumoasa, amenajare pavere la Casa Mortuară Ortodoxă Frumoasa, amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Frumoasa, parcare la Casa Praznicală Ludaș, rigolă betonată la Casa Praznicală Ludaș, refacere mal erodat, dig beton în Sat Frumoasa, pavare la Biserica Balcani Marginea. Pavare la Biserica Balcan Centru, podeț beton strada Mircica, amenajare diguri apărare în punct Măzăreanu, Sat Frumoasa, reparații interioare la dispensar Frumoasa, modernizare drum sătesc strada Gedeon, Sat Schitul Frumoasa, modernizare străzile, Școlii Balcani Marginea, Bisericii Balcani Marginea, Casa Parohială Balcani Marginea, Fruteanu Frumoasa și Hațaș Frumoasa. Amenajare canal scurgere spre strada Hornului, Sat Frumoasa. Consolidare poduri în punctele Rățeni și Școala Schitul Frumoasa. Amenajare dig protecție, punct Pod Halim, Sat Schitul Frumoasa. Amenajare dig protecție punct Ivu Gheorghe, Sat Frumoasa, dig protecție punct Olaru, Sat Schitul Frumoasa, dig protecție și rampa acces Pod Frumoasa și dig protecție pe râul Bisericii Balcani, lucrări de reparații parcare la Primăria Balcani, amenajare parcare la Casa Mortuară Catolică Frumoasa și alee pietonală în Parcul Frumoasa, amenajare podeț punct Leahu Dragomir, Sat Balcani, punte pietonală în satul Schitul Frumoasa, reparații pod metalic punct Didică, Sat Schitul Frumoasa, balastare drum sătesc strada Prundului, amenajare acoperiș și placare cu gresie placă betonată la dispensar modular Ludaș,
de zăpezire drumuri locale, achiziționat și împrăștiat antiderapat, decolmatări șanțuri, desfundări poduri și podețe, defrișări vegetație, lucrări de întreținere, cosit, parcuri, șanțuri și spații verzi de pe domeniul public, lucrări de reparație și întreținere aparate de joacă pentru copii, achiziționat și montat bănci pe domeniul public, montat oglinzi și semne de circulație la intersecții drumuri, amenajare aducțiune slatină Valea Frumoasei, reparații podețe, poduri metalice, curățenie generală de primăvară, ecologizarea cursurilor de apă, întreținere parcări, școli, biserici, alei pietonale. Achiziționare arbori ornamentali, plantarea lor pe domeniul public și împrejmuirea cu gard metalic, dotarea cu mobilier a dispensarilor Luda și Frumoasa și Rățeni, amenajare trepte, acces dispensar și farmacie Frumoasa, reparații stații auto, reparații gard împrejmuitor Piața Frumoasa, aprovizionat cu lemne și pereți pentru sezonul rece, primărie, biserici și dispensare, achiziționat combustibil pentru utilaje, acordat sprijin financiar pentru bisericile din comună, reparații drum comunal DC-186 Balcan Schitu Frumoasa, Comal Schitu Frumoasa și Bisericii Balcani, balastarea drumurilor locale din comună. Proiecte depuse spre finanțare. Sistem de alimentare cu apă și canalizare, POIM. Modernizare drumuri locale în satele Balcani Frumoasa și Schitu Frumoasa prin PNI Angel Salini. Amenajare sistem de supraveghere video în comună în PNRR, achiziționare autoutilitară 3,5 tone prin GAL Ulmus Montana, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din comună PNRR, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Balcani, județul Bacău, prin AFM. Acest raport de activitate este ca o sinteză a activității desfășurate de domnul primar împreună cu aparatul propriu. Într-adevăr, sunt multe de făcut și vom depune tot efortul pentru ducerea la îndeplinirea promisiunilor și îmi doresc ca fiecare cetățean din comunitate să simtă că noi, cei din administrația locală, împreună cu echipa care ne susține, suntem aici pentru ei și depunem tot efortul pentru beneficiul lor. Să asigurăm un viitor cert pentru bunăstarea comunității. Acesta a fost raportul domnului primar. Pe l-am adus și dumneavoastră la cunoștință. Dacă aveți ceva de adăugat, dacă nu, o să trec la raportul celălalt. Da, o să vă rog să-mi faceți și mie o copie. Vă rog să am scris raportul. Eu ce să zic, e bun și e o sănătate să-l duc la bun sfârșit. El a înregistrat totuși, nu? Nu, 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 vreau scris. E dreptul meu să vă cer scris. Ați spus aici, vă bucurați de sprijinul aparatul administrativ și a cetățenilor, dar consilierii nu au ajutat. Cu aprobarea majorității. Nu, aparatul administrativ. Vă spun că nu, dar eu unde mă încadrez în aparatul administrativ sau cetățean? Nu, la aprobarea cu majoritatea. Aici, în urmează, la aparatul executiv. Ce am de sprijin necesar al aparatului propriu, așa, pe mâine și așa. Primarul fără consilier și nu poate face nimic. Da. Da, treceți la al doilea. Este vorba despre raportul de la Biroul Registrului Agricol, care este prezentat în fiecare an. Spune așa, în temeiul articolului 8 din Constituție și a celorlalte legi modificate și completate, Registrul Agricol constituie documentul oficial, după cum știți, de evidență primară și unitară, în care se înscriu toate datele cu privire la gospodăririle populației și la societățile, asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice sau entități juridice care au teren în proprietate, folosință și animale și ce mai au pe acolo. Registrul Agricol asigură bază de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor înfățișate între datele din Registrul Agricol și datele înscrise în registre specifice ținute de alte instituții. Aici avem trecute toate clădirile, toate suprafețele de teren. Spunem că avem și sistemul acesta informatic de care ne folosim RAN-ul, care este prevăzut cu tot felul de aplicații proprii care se pot conecta pe internet. Înscrierea în Registrul Agricol a datelor prin clădirile și terenurile se fac, asta e ca o mențiune, se fac pe bază de documente anexate la declarațiile făcute. Da.
mai multe, nu știu, dacă aveți dumneavoastră o da, se poate, întrebare da, anume. Da. Da. Cine dorește, îl poate lua de la doamna secretar. De asemenea, cine dorește, putem face copii și după acest raport. Da, cam atâta, doamna secretară, da? Da, următorul care este înscris la cuvânt, domnul Călbore. Apropo de domnul inginer Salig, ce facem cu podul ăla, că a crăpat așa la Luca, la trecere, pe ambele roți. Deci a crăpat tabla. E periculos pentru... Am fost, am văzut. Dar deja se duce roata, cred, dacă mai trec mai greu. Ulița în continuare, tractorul n-a putut intra la dezăfezerii, trebuie făcut ceva cu pârâul de colmatat și acolo, la jumătate, se duce în pârâu, de asta nu a intrat pe aia. A fost. Trebuie făcut un pic de, cu plasă, îndreptată un pic ulița. Așa și iar cu podul de la Ghera Sămoaie, aici. E tare, ăsta de sub asfalt, e tare în nas și îngust. Oamenii vor acolo să decolmatăm șurechițele alea și tot să lărgim intrare măcar. Unde? La Șorii, cum se spune aici, la Ghera Sămoaie, la Lupan. Ori schimbat tubul ăla, tăiat asfaltul. E mic, adevăr, e mic și e și așa. Tu volai cu probleme. A trebuit un debit mai mare. Și viitură multă tare de pe dealurile alea. Vă dați seama, s-a adunat numai din plaie frumoasă aici. Iar vine, iar intră prin curțele oamenilor, iar e munte. Da. Nu a trecut. Dar tot vine iar. Așa și dacă se mai poate lua în calcul ce am mai propus cu containere de materiale de construcție. În capul lungilor, că toată lumea aruncă după lungă, după lungă, după lungă. Nu pun în containerele astea nici, nu pot pune restul de materiale bolțari care nu ți-i pun. Le duc după și urât. La materiale de construcție trebuie dat telefon persoana respectivă la firma de salarizare, vine, ia materialul, plătește. Da, asta e ceea ce nu-ți da, face. Da, dar era vorba de făcut prin slaz la căsoa sau un depozit de materiale. Da, nu voie să fac. Știu că l-am discutat. Discutat, m-am interesat și eu. Mă zic ce am la mediu, ce am în mică 500 milioane. Și așa am o grămadă de jale. Și nu mai dau de muncă. Nu se dau ceva nou de fapt. Da, asta e, legea așa spune, strânge materialul, dă telefon, vorbește cu firmele de salubrizare, vine de acasă. Dar și în București, la avut este toate probleme. Vrem ca afară, dar să nu respectăm. Mai aveți ceva? Cam atât. Deci, la ce a spus domnul Vigore, în podiețul ăla, la părăuțul ăla, în... Amont, în Amont e mai mare, deci la cap, captează e mai larg și la ieșire e mai strâng. Acolo sunt punde, tot timpul ăla. O să vedeți, cum am și m-am uitat. Da, următorul domnul, care vezi scurt, da? Un minut. Hai, domnul Gând. Da, referitor la raportul de activitate al domnului primar, este un raport amplu, lucruri multe s-au făcut, foarte multe lucruri bune. Felicitări, domnule primar. Păcat că au venit atâtea televiziuni și au filmat numai ce-a fost rău. N-au filmat și lucruri bune. Asta probabil a fost interesul. Asta e pentru ritic. Da. Au filmat realitatea. Nu, probabil... Nu poți filma lucruri care nu există. Probabil erau și niște bani de acolo. Sunteți absurd. Domnul, am terminat. În campanie, domnul Barna. Da. Prea de vreme. O să te trăia, nu faci. Da. Domnul viceprimar. Până la alegeri e mai mult de un an. Dacă un consilier își face treaba, dumneavoastră considerați că e în campanie electorală. Nu se apropie niciun rând de alegeri. Eu îmi fac treaba pentru că am o demnitate și sunt un om moral. M-au trimis aici peste 600 de oameni prin votul lor. Nu sunt aici să mă înregimentez. Nu sunt aici să mă înregimentez ca alții și să ascult de domnul primar. Mai pune 100. Da? Pe urmă. Mai câștigat acum. Deci, nu mă mai întrerupe, domnul primar. Sunteți ultimul în măsură să deschideți gura. Deci, ultimul în măsură să deschideți gura. Să se termine când deja... Păi de ce ați făcut, primar? Ați făcut comuna de râs. Nu, n-am făcut-o eu. N-am fost eu primar în ultimii 23 ani. Dar de ce n-ați filmat și lucruri bune? N-am fost eu primar în ultimii 23 ani. Da? Lăsați-mă să termin. Bun. La diverse. Vreau să vă aduc aminte, v-a spus a patra oară domnul Hâlborea și mințiți cu nerușinare. Dacă este posibil în orașe să se aducă containere pentru moloz, este posibil și în comună. Nu vreți, nu vă interesează.
Vă aduc aminte, din 2016 v-am propus. Faceți demersuri și înscrieți comuna, că suntem în 2023 pe o platformă prin care să poată plăti oamenii taxe și impozite online. Avem platforma, domnule. Avem. Unde? Nu funcționează. Avem, ba da. Bun. Ba da. Pe urmă, ați spus... Și eu pun clor, da, avem. Ați spus și am și corectat-o pe doamna secretară, că ați făcut aducțiune de Slatina. Doamne, nu vă e rușine. Stați un pic, lăsați-mă să vorbesc. Lăsați-mă să vorbesc. Inițiativa cui a fost? A oamenilor din comun. A fost inițiativa propriului dumneavoastră consilier, domnul Bernard Valentin. Și a lui. Cine a făcut lucrările? Cornel. Cine a făcut lucrările? Că nu le-a făcut domnul Cornel Găboreanu, care e tare de gură, nici domnul Pavel. Hai, pieză-ți de treaba, că lucrările ce le-a făcut mai luat de mine atâta. Nu mă mai întrerup. Nu, mai dat întreg un mereu. Lucrările le-a făcut chiar domnul... Nu mai țipați. Nu puteți pleca acasă, că nu vă simt. Domnule primar, cine a făcut lucrările? Spuneți. Așa și cu oamenii dumneavoastră. Și dumneavoastră nu vă e rușine la urmă să vă pozați cu butoiul. Nu era frumos din partea dumneavoastră. Ascultați. Nu, dar ascultați. Dar bați câmpii. Domnul președinte. Nu frumos. Dar nu vă rog nicio jignire. Cu ce n-a jignit? Deci vă rog frumos. Vă rog frumos. Nici eu nu-l jignesc. Nu era frumos să faceți o postare în care să spuneți la inițiativa consilierului meu Bernard Valentin și cu implicarea cu tare, exact. Am reușit să facem următoarea lucrare. Exact așa postarea am făcut. Nu, dumneavoastră v-ați postat, v-ați fotografiat. I-am pus și pe domnii care se bau acolo. I-am pus în... Pe urmă, ați prezentat în raport că ați balastat ulițele din comuna Baltani. Eu o să mă duc să filmez cel puțin vreo 3-4 ulițe pe care nu ați spus, pe care nu ați spus balastru în ultimii 10 ani. La finul dumneavoastră, domnul Barna, la finul dumneavoastră. Nu mă mai întrerupeți. Dar nu, dar vă rog frumos, nu mă mai întrerupeți. Mi-ați trist din felul, că după aia... Dumneavoastră mințiți. Domnul președinte. Domnul Barna, dar vă rog frumos. A spus ulițe, nu ulițele, nu doar ulițe. Nu, a zis ulițe. Ulițe, poți să vă termini? Dar vă calmați un pic, poți să termin și eu. Da? Aveți ulițe pe care nu a spus balastru în ultimii 10 ani. Minți cu nerușinare. Nu mă mai întrerupeți, domnule. Păi dacă minți, trebuie mă adevărul, nu te întrerup. Eu spun adevărul. Și lumea care locuiește pe acele ulițe, adică finul, știi. Finul, da? Nu-i vorba doar de finul. Cine-i finul? Nu-i vorba doar de finul. Nu-i vorba doar de finul. Ați spus că ați decolmatat șanțuri, da. Șanțuri. Da. Și podețe. Și podețe, da. Bun. Avem dovezi. Avem pozi. O să mă duc și eu pe teren să arăt oamenilor ce ați făcut dumneavoastră. Și pe urmă vă întreb, islazurile concesionate, de ce nu sunt curățate? Asta e treaba. Pentru că sunt oameni care, cetățeni, care îmi scriu și postează fotografii. Domnul cu islazurile necurățate. Da? Ia, spuneți, domnul primar. Nici o palmă de islaz concesionată pe care se încasează banii nu este curățată. Nu, și pot să vă citesc și am un mesaj aici de la cetățeni. Dacă vrei mesajul, să citesc eu ce am trimis după tine. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Vă citesc eu un mesaj. Dar știți că ne interesează pe noi. Păi dar nu reprezentați cetățenii comunei? Cum ați ajuns în Consiliul Comunei? Nu prin votul oamenilor. N-ar trebui să le reprezentați interesul? Păi interesul lor este să le spune doleanțele. Faceți încheierea, că deja s-a dus. Păi încheiere. Citesc mesajul și am terminat.
Da? Și o să încerc să-l citesc pe limbajul domnului primar. Nu, limbajul tău, da? Tu ești... Păi, ta, exact ce scrie aici. Să fii limba ta, dai. Termin. 30 de secunde. Apreciez gestul domnului primar pentru doamne, dar îl rugăm pe domn primar să cheamă și pentru domnii care e la primărie, da, să le face barba și părul din nas. Da. Care și ei nevoie de răsfăț, nu doar doamnele, domnul primar. Și da, au fost mai mulți care m-au întrebat. În momentul în care vor o programare la unghii, le dau numărul dumneavoastră sau numărul doamnei secretare? Pentru că v-ați bâlbuit acolo în declarațiile către televiziune. Nu, nicio bâlbâială. Și cu asta am încheiat. De cadastru, ce mai e? Un minut, Da, o secundă. Domnul Bata, ar fi spune. Cel mai corect. Să-ți caut ceva de lucru, să muncești și tu. Da. Ea nu mai spune. Că în ultimii 20 de ani mi-ai plătit dumneata vreo pâine. Nu ți-e rușine, domnule? Ba da, vă de la primărie. De unde? Eu din banii ăștia trăiesc. Păi ce venit altul? Din banii ăștia mi-am reluat casa, din banii ăștia îmi țin copii. Sunteți penibil, domnule primar. Eu muncesc. Eu muncesc. Am fost plecat pe camion în afară și am venit înapoi în țară și am găsit aceeași mizerie în comună. Fără canalizare, fără apă, fără autostradă. Nu mai urmă.